Dar de fapt nu spun nimica. Știu că tu mă placi. O mă gâiești ca și-o meu. Viața mea ești viața mea. Spam cu inim în DM. Sunt prea top, nu cu... Hei, salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face încă un vlog pe canalul meu, doar că... Îmi scârțea scaunul. Și astăzi vă face încă un vlog pe canalul meu, mai exact astăzi vă voi arăta lucrurile mele favorite în această lună, adică vă voi arăta lucrurile mele pe care le folosesc aproape zilnic, care sunt preferatele mele la momentul dat. Și da, am adunat destul de multe chestii pentru acest vlog, o să vă arăt cam lucrurile mele preferate, care sper să le folosiți și voi dacă o să vă placă ceva din ele, așa că da. Apropo, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, pentru că acolo sunt mult mai activă ca pe YouTube, acolo vorbesc cu voi zilnic, chiar încerc să vă răspund la mesaje, așa că dacă vreți să vorbiți cu mine în privat, neapărat scrieți-mi un mesaj și o să mă stărui foarte mult să răspund. Nu răspund tuturor pentru că chiar este foarte greu pentru mine, pentru că deseori primesc mesaje că de ce ți minți abonații, tu nici măcar nu mi-ai răspuns, dar să știți că nu reușesc să le răspund tuturor, pentru că sunteți foarte mulți și chiar nu reușesc, dar de asta fac uneori și live-uri în care vorbesc cu voi, dar în orice caz mă stăriu să răspund și la mesajele voastre, așa că da, eu zic să nu mai lungim atât, dar nu uitați să vă abonați la canalul meu sau apăsați pe acest buton roșu de subscribe, butonați-l odată și transformați-l în gri, așa că da, haideți să nu mai lungim atât, da, și să începem! Dar de fapt nu spun nimica. Știu că tu mă placi, o mă gâiești ca și-o meu, viața mea. În acest vlog vă voi arăta mai multe chestii, începând de la mâncare, până la produse, până la tehnică, până la haine, adică vă voi arăta tot ce folosesc eu, tot ce îmi place mie cel mai mult luna aceasta, în, nu știu, sezonul ăsta de iarnă. Un lucru pe care îl folosesc aproape zilnic în TikTok-urile mele și nu doar, în clipuri, în live-uri, este acest ring light. Mini ring light. Este o chestie foarte tare care chiar mă ajută deseori pentru că este foarte folositoare. Este micuț, îți poiești telefonul și faci TikTok-uri. Dacă filmați TikTok-uri, clipuri, nu știu, poze, neapărat trebuie să vă luați și voi dacă nu aveți, pentru că chiar este o chestie foarte tare, îl pui așa pe masă sau oriunde și da, aici luminează, îți alegi luminozitatea. Eu folosesc acest ring light aproape zilnic, cu toate live-urile, în toate TikTok-urile, înainte chiar și la vloguri, dar da, acum am o altă lumină, în orice caz chestia asta chiar o folosim foarte des. Fim sincer, cui nu-i place mâncare? Vreau să încep. Aceste pahare ecologice care, da, sunt de mâncare, da, paharele astea sunt de mâncare, adică după ce bei ceaiul sau cafeaua din ele, poți să mănânci paharul. Pur și simplu muști, eu acum nu o să muști pentru că nu vreau să mănânc, dar după ce bei cafea, ceai, poți să bei din ele. Sunt niște pahare de la firma Wireless pe care le-am primit și doamne, pur și simplu le ador. Vreau să vă îndemn și pe voi să folosiți pahare de genul pentru că sunt pahare ecologice. Și apropo, asta este pâine, este de fapt aluat de biscuiți. Miroase foarte bine, acesta este cu ciocolată și acesta la fel cu ciocolată, cu ciocolată albă și după ce bei ceaiul, muști și mănânci tot paharul. Eu cred că deja am mâncat vreo două pahare din astea, așa că... Da. Miroase foarte bine și chiar îmi pare rău că camera nu redă acest miros, dar da, aceste pahare chiar sunt ceva foarte tare și sunt un mod de a proteja natura, pentru că paharele de plastic chiar ar trebui să fie excluse, ar trebui să fie interzise, pentru că... Pentru că, da, cred că ar trebui să promovăm cât mai mult paharele eco, paharele comestibile chiar, așa că, da, este ceva foarte tare, care chiar am vrut să vă arăt. Următorul lucru este această trusă de machiaj pe care mi-am luat-o de curând și chiar o ador, îmi place foarte mult, este holografică, să zicem așa, îmi place foarte mult pentru că este încăpătoare și aici de obicei îmi pun, nu știu, chestiile pe care... nu în cap într-o trusă mică, de exemplu un pieptene mic, nu știu, rujuri, chestii de genul, orice ce ar trebui să se afle în geanta unei fete, mi se pare foarte încăpătoare și da, este pe fermoar, este ceva destul de simplu, dar în același timp foarte, foarte drăguț. Uite că am ajuns și la haine. Am această cămașă pe care la fel pur și simplu ador. Îmi place foarte mult culoarea ei. Mi-am luat-o de curând și cred că este favorita mea. Pentru că am exact una așa, doar că pe alb și aceasta este pe roz. Și pur și simplu o ador. Îmi place foarte mult materialul ei. Îmi place culoarea. Sincer, îmi place cel mai mult culoarea ei. Pentru că, da, este o culoare foarte, nu știu, neobișnuită. De fapt, este un roz, dar îmi place super mult rozul ăsta. După care am aceste două lumânări care cred că sunt favoritele mele. Luna aceasta încă nu le-am aprins, dar am avut una pe care am aprins-o și am terminat-o și doamne, le ador. Miros simplu, adică nu au un miros foarte specific, dar pur și simplu îmi place cum arată, îmi place modelul lor, îmi place, nu știu, pur și simplu să le aprind și, nu știu, fac o atmosferă atât de drăguță în cameră, așa că da, pe timp de iarnă, pe timp de toamnă, de primăvară, ok, nu știu dacă pe timp de primăvară
s-ar lega ceva de are în orice caz, da, aceste lumânări chiar sunt foarte drăguțe și fac o atmosferă super tare și foarte, nu știu, cute, călduroasă în camera voastră. Am ajuns la produsele cosmetice, să zicem așa. Haideți să începem cu această paletă de highlighter pe care la fel am luat-o și cred că ați văzut-o în foarte multe vloguri de ale mele pentru că acum o folosesc aproape zilnic pentru că îmi place foarte mult. Este o paletă de highlighter care are 4 culori. Să fiu sinceră, nu folosesc toate culorile acestea, folosesc mai mult această culoare pentru că îmi place foarte mult, dar paleta este foarte drăguță și da, pur și simplu îmi place cum arată și modelul ei și deja cum sclipește, așa că... Da. Am aici o cremă pe care la fel am folosit-o foarte mult săptămânile, zilele, luna asta, să zicem așa. Este o cremă obișnuită, o cremă de față, care chiar hidratează foarte bine fața. Sincer, nu țin minte de unde am luat-o, însă hidratează foarte, foarte bine fața. Așa că, da, această cremă la fel este foarte drăguță și hidratează foarte bine. După am acest set pe care îl cumpăr și îl răscumpăr pentru că mereu termin acest rimel și îl mai iau încă unul pentru că pur și simplu ador acest rimel și această pudră. Sunt de la Kiko și sunt pur și simplu preferatele mele. Acest rimel este foarte, foarte, foarte tare și la fel această pudră pe care o folosesc mai rar, însă oricum am folosit-o cred că luna asta de destul de multe ori, așa că da, aceste chestii sunt preferatele mele. Și ultim... Am luat-o! Și ultima chestie din rubrica noastră de machiaj de astăzi este această pudră care... S-a deschis un pic. În fine, această pudră pentru față. Da, vă spun sincer, înainte nu-mi plăceau pudrele de genul. În general nu foloseam pudre, dar acum am vrut să încerc și mi-am luat pe aceasta, care este foarte tare. Este o pudră albă și pur și simplu te dai așa cu ea pe față. Acum nu vreau să mă dau pentru că... Da, o să se întâmple asta. Zici că am făină pe față, dar da, pudra asta e foarte drăguță și la fel îți ia luciu de pe față, să zic așa, adică dacă vă dați cu machiaj, nu neapărat cu fond de ten, eu de exemplu nu mă dau cu fond de ten, dar pur și simplu îmi place să folosesc această pudră pentru că îți face pielea mat și îți ia tot luciu de pe față. Că tot este iarna și că tot e ultima lună din iarnă, am aceste două cercuri, aceste două cornițe, să zicem așa, dar sincer eu chiar țin la ele pentru că toată iarna și acum uneori le țin pe oglinda mea și doamne, pur și simplu le dă-te șieți! Mama! Și da, pur și simplu le ador, mai ales acesta alb, este foarte, foarte drăguț și pur și simplu, da, nu știu, îți fac o atmosferă de Crăciun, chiar le-am folosit mult iarna asta și acum uneori le folosesc, dar deja au trecut sărbătorile și nu prea le mai țin. În orice caz, cercul ăsta alb și cercul ăsta roșu. Încă un lucru pe care cred că l-ați văzut de foarte multe ori în vlogurile mele și pe care la fel l-am folosit luna asta și pe care la fel, nu știu, țin la el foarte mult, este această... Bentiță, să zic așa, bentiță atunci când te machiezi, când te speli pe față, această bentiță cu Oh My God este destul de populară și cred că ați mai văzut-o în foarte multe poze, vloguri, pentru că aproape toți o au, toate fetele, chiar și băieți am văzut, așa că da, această bentiță cu Oh My God pe care, sincer, eu chiar o folosesc aproape zilnic. Cred că nu mi-aș imagina viața mea fără ea, ok, nu mi-o pun așa, mi-o pun invers, dar da, m-am ciufulit la... Da. Știam eu cum am ciufulit. Această bentiță este chiar o descoperire pentru mine, pentru că eu mereu credeam că bentițele astea nu ajută cu nimic și gen nu țin părul, dar de fapt bentițele astea chiar sunt tari și am și TikTok-uri în ea. Am aceste cutiuțe misterioase, să zicem așa, pentru că voi nu știți ce se află aici, însă eu știu, hai să începem cu prima cutiuță. În prima cutiuță avem niște bijuterii, mai exact o cruce, o cruciuliță. Foarte, foarte frumoasă, deci pur și simplu o ador. Toate chestiile astea mi le-am cumpărat recent, doar că am vrut să vi le arăt pentru că îmi plac foarte mult și sunt preferatele mele. Deja port ceva. Apropo, la fel am vrut să vă arăt acest colier, să zicem. Este foarte mic, dar foarte, foarte drăguț. Și de asemenea cercei în set la fel ca colierul. Și da, această cruciuliță pe care la fel pur și simplu o ador, mi se pare foarte drăguță. După care în această cutie avem o brățară, la fel o brățară cu un cristal pe care încă nu o port, dar sunt sigură că o să o port pentru că e foarte drăguță. Și în ultima cutiuță,
Taram, avem o agrafă, pentru că eu am mai avut o agrafă din asta exact, așa, doar că am stricat-o, nu știu cum, nu mă întrebați. Și sincer am să-mi iau încă una, chiar dacă deja nu mai sunt în trend atât de mult. Mie oricum îmi plac și, nu știu, pot să le combin la ceva haine. Ok, acum nu prea merge, dar în orice caz îmi plac foarte mult agrafele astea și mă bucur că mi-am mai luat una. Și cu siguranță va fi favoritul meu luna aceasta și deja este favoritul meu, de asta vi-l și arăt în acest vlog. Așa că da, zic de prea multe ori așa că da, vă rog frumos, spuneți-mi în comentarii de câte ori am zis în vlogul ăsta așa că da, pentru că sunt sigură că am zis de foarte multe ori și nu trebuie să mai zic așa că da de atât de multe ori, pentru că deja e enervant, dar scuzați-mă, nu mă pot abține. Așa că da, încă ceva din rubrica haine și ghete și etc. Am acești Adidas, acești Air Force pe care, Doamne, îi ador. Nu știu dacă știți, dar ghetele astea Adidas și ăștia sunt ce au fost în modă, cred că mereu. Sincer, mie la început nu-mi plăcea, adică mi se păreau foarte masiv și chestii de gen, dar acum chiar îi ador, îmi plac foarte mult și merg la toate ținutele, sunt atât de drăguți și, nu știu, micuți și drăguți, pur și simplu îi ador și îi port acum destul de des, chiar dacă este iarna și sunt cam nu de iarnă. Știți cum este afară, adică, sincer, e foarte cald acum afară, nu știu, eu locuiesc în Republica Moldova și e super cald, așa că da, aceste ghete sunt foarte drăguțe și le port și la școală și, nu știu, când plec undeva, la canto, la dansuri, oriunde, le iau cu mine pentru că pur și simplu le ador și chiar sunt foarte, foarte comode. Iar acum o să vă arăt geanta mea pe care, la fel, o am deja, cred că de vreo lună și o port aproape în continuu la școală, oriunde merg. Este acest rucsac, mai bine zis, negru, simplu. Cred că l-am de la Zara și pur și simplu îl ador. Este simplu negru, dar este clasic, merge la aproape tot. Este încăpător, am aici cărți, spenare, caiete, așa că da. La fel, acest rucsac îl port aproape mereu și mi este foarte de folos. Și de asta am vrut să vi-l arăt, pentru că chiar țin la el și chiar l-am purtat foarte mult lunile acestea. Încă 3 produse. Am această cutiuță magică pe care cred că am folosit-o atât de des, dar atât de des luna aceasta, într-o lună, încât am terminat aproape tot. Da, în această cutiuță, în această mini cutiuță, se aflau patch-uri, pentru că cine nu știu, pur și simplu le ador. Și da, mi-a mai rămas aici unul singur, care este săracul rupt și el și da, îmi pare rău de viața lui, dar în fine. Aici erau foarte multe patch-uri pe care chiar le-am folosit în fiecare dimineață, chiar în fiecare seară, nu știu de ce făceam asta. În orice caz m-a plăcut foarte mult și neapărat o să mai iau aceste patch-uri care pur și simplu le pui sub ochi și le ții 10 minute și după ce le scoți, nu știu, simți o răcoare ceva, simți că ochii tăi sunt mai hidratați. Următorul lucru pe care vreau să vi-l arăt este acest neon cu lav, pe care la fel este o decorație, să zicem așa, pe care sincer aveam de foarte mult timp la mine acasă, doar că nu am despachetat-o, cred că are deja vreo jumătate de an, dar am pus-o la mine în cameră, la mine pe noptieră, abia lunile astea. Este o inscripție cu lav, cu neon roz, hai să vă arăt. Apropo, merge și în priză, dar merge și cu baterii, eu o pun în priză de obicei. Tadam! Vedeți? Vedeți? Ok, acum nu se vede foarte bine, dar da, e roz. Da, acum nu se vede foarte bine, însă este roz și în întuneric luminează foarte drăguț. Este o inscripție simplă cu neon la care chiar țin și pe care chiar am folosit-o foarte des. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt în acest vlog, ultimul lucru preferat luna aceasta, zilele acestea, este această borsetă pe care pur și simplu o ador. Este această borsetă cu paiete, pur și simplu o ador. Este, cred că, roz gold, ceva de genul. Singurul minus în el, și da, o să vă zic și minusul, este că aceste paiete sunt foarte dureroase și pur și simplu când pui mâna pe borseta asta te înghimpă tot și când faci mișcări bruște poți chiar să te, nu știu, să te rănești, pentru că aceste paiete sunt foarte masive și în fine, sunt cam ascuțite, nu știu cum să explic, dar da, acesta este singurul minus, însă cred că recompensează, pentru că uitați-vă cât de drăguță e, merge la foarte multe chestii și da, eu de obicei o pun la brâu sau așa, da, cred că o să o folosesc mai mult primăvara, vara, pentru că se potrivește mai mult anotimpurilor astea, dar cred că și iarna o putem purta la niște ținute, așa că da, această borsetă la fel este una din favoritele mele în această lună. Și da, dragii mei, cam acesta a fost vlogul, cam astea au fost lucrurile pe care... Ah, nu! Stați că am greșit! Ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt este acest parfum pe care, la fel, îl cumpăr aproape în fiecare... Pe care
Cred că l-am cumpărat deja a 5-a oară, dacă nu mă greșesc, pentru că prima oară când am descoperit acest parfum a fost cu 2 ani în urmă și pur și simplu m-am îndrăgostit. Este un parfum clasic de la Moschino și da, cred că foarte mulți îl cunosc pentru că este un parfum destul de popular, dar pur și simplu îmi place mirosul lui și eu deja m-am obișnuit, adică să miros așa, pentru că timp de un an m-am folosit doar cu el și acum la fel mi l-am cumpărat și da, acum am scris că deja a 5-a sticluță, însă îmi place foarte mult acest parfum și da, să știți că acesta este parfumul meu preferat din toate parfumurile mele și da, dragii mei, cam acesta a fost vlogul, cam asta au fost lucrurile mele favorite timp de luna asta, cam asta au fost chestiile cărora le pot da eu like și pe care chiar le iubesc pentru că le-am folosit destul de des, după cum ați putut vedea, așa că da, eu sper că v-a plăcut vlogul acesta, nu uitați să-mi spuneți în comentarii și vreau să vă mulțumesc dacă ați ajuns până la capăt, sunt sigură că nu toți au rămas până aici, așa că tu, cel care te uiți la acest videoclip, chiar dacă acum mănânci, dormi, ok, nu dormi, stai în pat, mănânci, ești la școală, ești în oraș, ești în mașină și te uiți la acest vlog până la sfârșit. Îți mulțumesc foarte mult. Nu uita să-mi scrii în comentarii cum ai vrea să arate următorul meu vlog, că chiar țin cont de toate ideile voastre și pentru mine asta este foarte important. Așa că da, voi nu uitați să vă abonați pe canalul meu, să apăsați pe acest buton de subscribe. Nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram pentru că acolo postez zilnic și de asemenea să știți că chiar vreau să fac foarte mult 300.000 de followers acolo ca și pe YouTube. Așa că da, dar cu susținerea voastră vom face și pe Instagram 300.000. Așa că da, Doamne, de câte ori am zis așa că da? Spuneți-mi în comentarii de câte ori am zis așa că da, pentru că nu mai trebuie să zic fraza asta. În fine, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cu a fost a voastră Andreea Băstănica. Pa, pa!